Băi, ce chestie, toată ziua au stat râmele desfăcute. Uite, au simțit ploaia și au ieșit din cutiile astea ale mele, că nu le-am pus capaci. Uite, peste tot sunt râme. Păca mea și picioarele să-mi bag. Ah! Toată lumea se pregătește de ciclon. A început o ploaie blândă, nu bate vântul. Vaporele continuă să circule. Unul tocmai a trecut, s-a dus la deal. Mai este încă un vapor tras în ancoră. Ăsta plutește așa grațios din us aude. Plouă finuț. Lansetele astea au ciugulit de ele albitură toată ziua, acum când se îngână ziua cu noaptea. S-au potolit. Aștept un somn peste noapte. Sunt pregătit cu hainele de... Iată-mă. Regulamentar. Poate să plouă, poate să ningă, poate să facă ce vrea. Eu sunt pregătit. Mai multă panică, mai multă vorbă. Ciclonul vine, face prăpăd. Păi, chiar mișto. Da. Alte mai răcurele, mai bine. Și acum cred că e momentul cel mai bun de a descrie instalația mea de încălzire. Pentru că tocmai s-a făcut... Începe să facă mai răcurel, o să fie 13-14 grade dimineața. Dar instalația asta este făcută de ceva ani. A fost testată și paratestată, sunt foarte mulțumit de ea. Și pe ploaia asta este momentul să o prezint. Am început în țari. S-a trecut el cetișor, dar a făcut val. Nu fac lansetă. Nu-mi convine, bă, dacă fac de-astea. Iată soba mea din barcă. O construcție de aluminiu făcută cu scopul de a păstra flacăra deschisă în această zonă și de a nu provoca incendiu. Inițial am vrut să montez aici un arzător să fie alimentat pe partea cealaltă cu un furtun, cu o butelie băgată undeva într-una dintre cutii. Aici vreau să mai construiesc un coș. Aici avea un sistem de evacuare a gazelor. I-am făcut pe din afară, sper să nu fac prostie să cadă telefonul în apă. I-am făcut și gura asta de ieșire a gazelor în timpul mersului. Și așa arată. Cel mai important lucru este că sistemul ăsta nou de încălzire a trecut cu proba timpului. Barca are 7 ani. Sistemul ăsta este funcțional de vreo 5. Am stat și iarna, am stat și vara, am stat și primăvară în toate condițiile atmosferice. Și mi-a dat rezultate extraordinare. Sursa de încălzire, bineînțeles, butelia clasică de la Rush, care este folosită pentru a găti. Și în momentul când o bag aici în lăcașul sobei, de vine ansamblul meu de făcut focul. Să vedem. Am aici un aprinzător, de fapt toate lucrurile importante în barcă sunt duble. Am aici aprinzătoare din astea cu amnar, se cheamă, cu cum îi zice, mă, la metalul ăsta care îl freci și să face scântei, magneziu. Cu soba aprinsă, ușile închise. Și în câteva minute se face cald, las puțin crăpată trapa. Și pentru siguranță am acest dispozitiv de monoxid de carbon, care l-am băgat aici, care în caz de are o ardere defectuoasă, intră în alarmă și mă trezește.
pentru că barca este mică, cantitatea de energie degajată de flăcăruica asta este mult mai mult decât suficientă ca să încălzească bine barca. Cât ar fi gerul de mare, nu am avut probleme. Și în timpul mersului am lăsat-o să meargă. Eventual trebuie să găsesc un sistem de prindere aici cu un elastic ca să stea fixată. Și uite, un sistem care m-a bucurat tare mult. A dat rezultate extraordinare. Sub asta este sistemul secundar de încălzire în barcă. Și de ce fac eu sistemul secundar de încălzire în barcă? Îl închid pentru că nu mă interesează. Eu uite, așa pescuiesc. Așa stau în barcă, cu ușile deschise, inclusiv iarna. Dacă este prea vânt, eventual închid ușa asta. Ușa cealaltă este deschisă. Am alt secret. Adevăratul sistem de încălzire la mine în barcă nu este în barcă. Uite-l acolo. Este afară. Asta este sursa mea de căldură. Dunărea. Bă, dar plouă. Apa, într-adevăr, este cea mai importantă sursă de căldură. Dacă trage, nu trage. Și dacă îngheață, și n-am mai înghețat de mult, atunci nu mai ieși cu barca. Dar dacă apa curge la suprafață, are 4 grade, 5 grade, 6 grade, oricât de frig ar fi afară, ai gradele alea care sunt foarte importante. Aia e sursa mea adevărată de căldură în barcă. A rămas împământenit așa în cultura comună a societății ca patul să aibă o înălțime față de sod. E, dacă acolo e sursa de căldură, cum este podeaua încălzită, te cuci direct pe podea, nu-i mai pui un pat. Așa se întâmplă la mine în barcă aici, unde podeaua este podea de barcă cu încălzire. La 2 cm jumate, 3 cm dedesubt aici este apă. Iar nivelul apei e pe undeva pe aici. Deci eu practic în barca mea dorm sub nivelul apei. Uite. Chestia aia de aluminiu de acolo este undeva pusă la înălțimea asta pe aici. Și practic eu dormind aici îmi iau căldura de la apă fără să fac niciun efort. Și soba asta o folosesc numai în caz de urgență. Iar ușile astea, când stau la pescuit, fie iarnă, fie vară, ele stau deschise. Și așa stau eu la pescuit, în pat, cu temperatură răcorică vara și căldurică iarna. Și este cel mai tare sistem de dormire și de încălzire, cel puțin pentru mine. Și după 7 ani de zile de viețuit în barcă, încă mai e rău să viețuiesc. Cu siguranță multe dintre filmulețele pe care le-ați văzut, ați văzut geaca asta neagră și un tricou din ăsta, din material din ăsta modern, sintetic. Două geci peste tricoul ăsta și geaca de ploaie este singurul echipament de încălzire care îl am în barcă iarna. Este mai mult decât suficient. Bă, se pare că chiar plouă, s-a anunțat 22 de litri pe metru pătrat. O să fie ceva apă dat din barcă afară mâine dimineață sau mă rog. Trebuie să mai schimb și momelile la lansetele astea, dar mai întâi să termin filmulețul ăsta. Plouă nu se zbate. Uite tâmpitul. S-a sprieșul de ciclon, uite. Ziceai că cine știe ce animal trag din baltă. Uite. Trâș, bă, înapoi la baltă, bă. Are o mică înțepătură aici.
N-are nici până aia, să ducă. Să-și cheme strămoși. Așa ceva mie nu trebuie. S-a dus. Arma secretă pentru încălzire este acest sac, care este un sac impermeabil. Se leagă la gură într-un anumit fel și nu intră apă. Iar rolul acestui sac este de a ține sacii de dormit și este în același timp colacul meu de salvare. Dacă îi se întâmplă ceva, dă ăsta mă agăț, ajung la mal și pot foarte bine cu sacii de dormit din ei să dorm și afară în dacă e nevoie să întâmple ceva, să pot să ajung la un mal și să mă protejez de frig. Sacul ăsta are temperatura de confort minus 5 grade și temperatura limită minus 11. Eu l-am încercat la minus 11 grade. Am băgat sacul ăsta negru, l-am băgat în ăsta. Ăsta este un sac mai ieftinuț, așa. Ăsta acum câțiva ani a costat vreo 500 de lei, ăsta vreo 300 de lei. Pe momentul când am băgat unul într-altul, am putut să dorm afară la minus 11 grade fără nicio problemă. Așa că în barcă, când ai temperatura apei minim 4 grade, de joacă. Și mai am un secret aici, în fundul bărcii, tot de la Decathlon, majoritatea lucrurilor care le am sunt de la Decathlon, am un prosop din ăsta de baie cu care închid partea din spate și micșorez volumul dormitorului, iar aici, partea din față, mai am încă unul și mai pun o draperie dintr-o parte în alta și practic eu stau într-un metru cub în doi saci făcut special profesional pentru dormitul afară cu ușile deschise. Cel puțin cu o ușă deschisă permanent. Și uite așa pescuiesc fără nicio problemă iarna de ani de zile și sunt extrem de încântat. Și chiar dacă am dispozitivul ăsta, detector de monoxid de carbon, locul buteliei când dorm, haideți să vă arăt unde este. Este afară după ușa aici. Sau în cutia ei acolo. Niciodată nu dorm cu butelia în barcă. Și dacă este mai frig, mai bate vântul așa, închid și a doua ușă. Și asta este soluția mea pentru încălzirea în barcă. Soluție care am experimentat-o pas cu pas, de la un an la altul. Nu am avut-o la început funcțională, încet, încet, cu soba asta folosită atunci când este frig și în sistem de urgență și numai ziua, cu sacii de dormit care au apărut mai târziu, cu sistemul de podea încălzită în barcă, cu draperiile alea în față și în spate. Uite, încet, încet am ajuns la un sistem care mă poate face să stau și iarna în baltă cu săptămânile. Bărci încălzite și nerăciți să fiți!